Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, în mod special în Săgetător. Etalare pentru 2021 sau ce-a mai rămas din el, din acest an. Nu uitați că deși o să fac etalare pe luni, o carte pentru fiecare lună, eventual o să clarific dacă simt nevoia, lunile se pot suprapune și în principiu vom vedea ce va fi, dar povestea generală cam aceea va fi, cu variații personale. Am zis această etalare în mod special pentru cei cu soare în Săgetător, pentru că este doar pentru 2021, maximum ascendent, nodul nord și lună. Venus și alte planete nu cred că e cazul, pentru că e destul de generală și anuală, dar în mod special soarele. Haideți să vedem, dragii mei, că aveți un an destul de provocator. În primul și în primul rând, energia generală, nu citesc mesajele pentru că încep cu energia generală. În timp ce am amestecat cărțile, am vrut să se arate 4 de pământ și apoi 5 de aer. Și la capătul setului de cărți aveți 4 de cupe, abundență, 3 de foc, 2 de foc, așteptarea, 7 de monede. Probabil că unii dintre voi ați așteptat pe cineva să aleagă între voi și altcineva sau după o perioadă de așteptare, de așa zis stagnare, a trebuit să alegeți între o persoană și altă persoană și ați ales o direcție, într-adevăr, 3 de bâte. Este o figură care oarecum mă trimite către Săgetător, pentru că Săgetător înseamnă călătorie, da? Călătorul, printre altele. Ați ales o direcție la un moment dat care ați zis voi că vă va aduce abundență, zic așa de trecut pentru că, în general, pentru mine cărțile de la capătul setului de cărți arată o energie prezent-trecut. Dar acum aveți niște regrete, 4 de apă. Poate aceste mesaje se referă la cineva care v-a ales pe voi și are regrete. Regrete pentru că, după cum vedeți, în 4 de apă, ca și în 4 de cupe, se plânge. Se meditează la un 3 de cupe, la un moment de bucurie, la o alegere care ați sperat că o să fie bine. Și zic de ce sperat, pentru că și 3 de bâte înseamnă speranță, nu doar călătorie, și Jupiter înseamnă și speranță, nu doar călătorie, pentru că energia generală pentru Săgetători în 2021 reprezintă relațiile karmice. Relațiile karmice și relațiile în care ne mințim pe noi, pentru că toți avem tendința asta să ne mințim. Că or fi și oameni care v-au mințit, posibil. Și nu vorbesc musai de semn, vorbesc de semne alchimice care simbolizează anumite lucruri. Adică nu vorbesc de zodii, da? Că aveți niște relații în care sunteți mințiți sau niște relații karmice în care vă mințiți voi că e bine, nu vedeți adevărata realitate, nu vedeți lanțurile, da? Nu vedeți. Aveți impresia, apropo de abundență, interesant, da? Aici este abundență, da? Aici iar este abundență. Și relațiile acestea karmice pot să țină și de job, și de relații familiare, și de foarte multe relații, da? Niște relații care vă țin în aceste lanțuri. Și ce înseamnă lanțuri? Înseamnă Saturn. Voi, Jupiter, aveți nevoie de libertate, da? Și aici, în această carte, atât de vizibil, avem chei, avem lacăte, avem lanțuri, aveți, da? Și 4 înseamnă casa a 4-a, a casei și a relațiilor, da? Aici există niște regrete și există niște măști, niște lacrimi în spatele acestei orbiri, da? Și totuși, ce este frumos, acum văd, există un trăsnet undeva în spate, se produce o trezire. Clar se va produce o trezire în anul 2021, dacă nu s-a produs deja, sau dacă s-a produs, acum veți simți efectele, veți simți nevoia să dați măștile jos, să nu mai zâmbiți atât de mult și să arătați, eu știu ce, imagine optimistă, plină de, eu știu ce, pozitivism. Veți vedea în spatele acestor măști, veți vedea eventual pentru prima oară, veți vedea că n-ați văzut sau veți simți, veți intui, ceva va fi veți conștientiza că n-ați văzut niște lucruri sau că ați fost forțați să purtați o mască, da, zâmbitoare, plăcută, frumoasă, doar ca să dați bine în aceste relații karmice. Clar, cine are și un pic de habar de astrologie, da, înțelege Saturnul ăsta în Vărsător, eventual, da, și nu doar din Vărsător, care a fost și în Capricorn, în conjuncție cu Jupiter. N-a fost ușor nici pentru voi, nici pentru nimeni. Dar ce este frumos în această carte? Cheia este la nivelul ceacrei a patra, a inimii. Trebuie să simțiți, trebuie să simțiți. Da? Și în momentul în care vă deschideți inima și alegeți relații din inimă, nu din obligație, veți avea puterea să vă dezlegați aceste cătușe. Da? Veți avea puterea să dați masca jos și așa cum sunteți răniți. Da? Că știți că, vai, dar ce frumoasă imagine simt. E ca atunci când cineva s-a operat la ochi, da? Din ce am mai citit, da, și eu, și ce am mai văzut. Uitați-vă videoclipurile de pe YouTube în care vi se arată cum reacționează cineva care a fost operat la nivel, da? La un ochi sau la ambii ochi, da? Deci doare. Prima privire, prima lumină, prima atingere oculară, să zic, da? Sau prima oară când lumina atinge retina, doare. Din acest motiv trebuie să vă și protejați de prea multă lumină, de prea mult adevăr. Când veți vedea adevărul, va fi dureros. Dar asta e, important e să-l vedeți. Important e să-l vedeți. Și trăsnetul ăsta... Că o fi din trecut, că o fi din anul care a trecut sau e la începutul acestui an. Da, și aici și cineva tot așa are un ochi care vede și unul care nu vede. Asta e. În această oglindă se văd proiecțiile emoționale, financiare, proiecțiile pe care le-am pus în niște relații. Dar am început cu aceste cărți pentru că mesajul de la înger este absolut superb. Cea mai frumoasă carte, știți că asta e pentru mine, da? Sărutul care îl trezește pe Dumnezeu. Această dragoste este una într-o viață. Dragoste adevărată. La capătul setului de cărți apare uniunea inimilor, adică întâlnirea cu sufletul pereche darmic, nu karmic, darmic sau sufla care geamănă pentru unii dintre voi. Dar trebuie să alegeți. Alegeți flacăra cristică. În momentul în care alegeți credința, dragostea aceea adevărată, nu frica, nu dorința de a avea, nu dorința aia și ailaltă, am mai vorbit de-a lungul timpului, lovers, se va manifesta această dragoste care este aprobată de familia voastră divină, de familia voastră sufletească și sub această uniune a inimilor. A revenit o carte care tot a apărut în timp ce am amestecat, încercați să vă cunoașteți unul pe altul. Este un număr maestru, aveți 44 și am zis de câte ori am putut, 4 și cu 4 sunt două persoane căpoase, puternice, poate fixe, cu marcaj în semne fixe, poate, acum simt, să zic Leu, Vărsător, Taur și ce mai este... Leu, Vărsător, Taur, acum îmi scapă. Scorpion, mami! Așa, da? Scorpion, pentru că 4 și cu 4 înseamnă 8. E 8 casa 8 a Scorpionului, a transformării. Amândoi împreună trebuie să vă transformați și sunteți în stare să-i transformați și pe alții dacă sunteți flăcări gemene. Dacă... Da, nu toți vă întâlni flacăra geamănă, dar important e măcar cea karmică, sufletul karmic, darmic, vreau să zic, da? 2 și cu 8, iar e 8, iar e 2, relații, da? 2 de 4, 2, 8, iar revine jocul ăsta vibrațional. 2 și cu 8 înseamnă 1, înseamnă că intrați în manifestarea acestui, cofianul ăsta, cofianul următor, acestui suflet deosebit. Dar, aceste minunate cărți, dragoste adevărată și iertare, nimic nu poate fi câștigat ținând de dezamăgirile trecutului, da? Am început cu aceste relații karmice, de dezamăgire, 4 de cupe, 5 de aer, ne-am dezamăgit, ne-am autosabotat, ne-am automințit, până să ne mintă alții. De ce ne mint alții? Pentru că și noi ne mințim pe noi. Avem impresia, nu, că o să fie bine, că la la, că la la, la la. Da? Și uite, așa facem un cântecel care la sfârșit se termină cu lacrimi. Aici este, trebuie să iertați. Să iertați aceste relații karmice și prin iertare ce faceți? Vă eliberați. Și aici revin. Când am terminat, de-abia am început. Superbele astea mesaje au venit, cele două cărți au venit invers. Până nu, da, energia generală a anului 2021 trebuie să lucrați cu aceste relații karmice, cu aceste dezamăgiri pe care și voi vi le-ați făcut, repet, este și vina voastră, a noastră. Că avem încredere prea mult în niște oameni care s-au dovedit eventual stagnați, care ne-au controlat, repet, pot să fie și la job, mai ales acum cu anumite condiționări care vor fi din ce în ce mai intense. Dacă nu faci cu tare, nu poți să ai jobul respectiv. Alegeți libertatea, dragostea, spiritualitatea sau alegeți karma, Saturn. Și aceste două cărți au venit invers. De ce au venit invers? Pentru că probabil unii dintre voi încă mai aveți de lucrat la capitolul iertare. Iertare față de voi, că ați greșit, și față de alții care v-au greșit. Și până nu iertați, nu se poate, da? Această dragoste adevărată a venit cu capul în jos. Nu se poate manifesta. Dar stă în aer. Stă în aer. E cu capul în jos, da? Și e frumos că dacă voi reușiți să rezolvați această lecție, da? Puteți până la sfârșitul anului să întoarceți cele două cărți în poziție normală și, repet, în momentul în care alegeți flacăra cristică, asta înseamnă schimbarea de situație, alegeți flacăra cristică, se va manifesta îndrăgostiți. Până nu alegeți the choice, da? The choice, cosmic butterfly, floturile am zis că înseamnă transformare cosmică, energetică, vibrațională, treceți prin această transformare, prin această, că am vorbit de 8, da, de transformare, alegere, alegeți credința, alegeți dragostea, flacăra, că sunteți semne de foc, alegeți spiritualitatea, nu pasiunea, nu pofta. Da? Și atunci se vor manifesta acești îndrăgostiți, ia uitați, îndrăgostiți, sunt în alb, sunt într-o stare pură, sunt în lumină, da? Uitați, aici sunt în lumină, da? Acești doi frumoși minunați se vor întoarce în poziție normală, da? Aceștia sunt de domeniul trecutului, aici sunt de domeniul viitorului. Depinde de voi ce veți face. Și o să las totuși cărțile invers cum au venit. În timp ce am amestecat și aceste cărți, a venit Drop into your heart și Into your heart. Și, adică, picură în inima ta. Apropo de inimă de cheie, caută în inima ta răspunsurile la marile întrebări despre viață, despre spiritualitate, despre dragoste, despre Hristos, despre cei din familia voastră sufletească, spirituală. Aceștia vă vor susține. Și în momentul în care vă ridicați vibrația, schimbați această vibrație tensionată și încătușată și lacrimile și măștile le schimbați cu un nou sens, cu o profunzime specială, specifică celor care iubesc cu adevărat, care și-au ascultat inima, atunci veți dezlega niște lucruri care acum nu se pot manifesta. Până acum, cel puțin, nu s-au manifestat. Da? Da. Ia uitați. Aici cei, sufletele din alte dimensiuni care vă veghează, sunt aici. Sunt aici, vă trimit lumină, energia divină, vă trimit lumină ca să vă ridice. Să vă ridice din aceste, ia uite, și din aceste lacrimi și din aceste cătușe. Trebuie să vă spiralați înăuntru vostru și să vă ascultați sufletul, inima, nu nevoile corpului, nu nevoile financiare, nu nevoile profesionale, nu. Da? Am muncit foarte mulți, am muncit să ne creăm o carieră, în aceste vremuri totul se dărâmă și se reconstruiește pe alte principii, nu pe aceleași. La capătul setului de cărți aveți soale, da? Soale trezire, poate să fie și un copil pentru unii. Dar în primul rând e copilul divin, da? Copilul divin. Da, e zodia leului, dar cu calul, da, aici de față este și zodia săgetătorului, vă poate reprezenta foarte bine și pe voi. Ia uitați, copilașul ăsta are o lance, ca un, mi-aduce aminte iar de săgeata aceea care tinde către cer, ca înțeapă, da? Puteți să fiți voi varianta voastră mică înainte, da? Sau pe cale să creșteți. Adevărații săgetători care ar trebui să fiți. În spate aveți, ia uite, eremitul, călătoria spirituală prin care a trebuit să treceți, poate chiar mai treceți, întunericul prin care am vorbit de o călătorie, da? Ați trecut pentru că ați ales o cale nepotrivită, dar a fost o lecție, dragii mei, ca să vă regăsiți lumina, lumina asta care a durut în momentul în care e ca cineva care a stat sunt filmele alea frumoase cu haiduci, când haiducii erau în peșteri și erau ținuți în lanțuri să muncească pentru unii și alții, în momentul în care au ieșit la lumină, a durut crunt. În spate aveți 9 de cupe și cum ieșiți, începând, apropo, să vă iubiți, să vă iertați. Unii dintre voi v-ați luptat, eventual pentru cineva care a fost între voi și un copil, sau între voi și un semn de apă. Văd foc, pământ și apă, dacă asta vă spune ceva. Văd iar zodia racului pentru unii dintre voi, toate semnele sunt aici de față. Ideea este că s-a călătorit destul de mult, dar nu prea văd cu spor. Și aici a fost lecția. Aici a fost lecția, să vă păstrați speranța în această luptă, da? În aceste strădanii, să vă păstrați speranța, dragoste față de voi, chiar dacă lucrurile nu evoluează așa cum ați fi vrut, chiar dacă sunteți dezamăgiți, iubiți-vă, iertați-vă, da? Și asta înseamnă regăsirea luminii și apare soarele. Iar în continuare aveți ce au vrut să se arate. Capricornul și 7 de spade. Iar 7 de spade care înseamnă mincinosul. V-ați păcălit voi într-o relație karmică. E interesant, am vorbit de Capricorn, de Saturn am vorbit, și aici lanțuri, și aici lanțuri, dar relații karmice. Capricornul poate să reprezinte cineva foarte ambițios din punct de vedere profesional, că ați fost voi, că a fost altcineva. Și dacă nu-i profesional, poate să fie cineva cu adicții, sexuale, pentru băutură, cu frici, cu frica de, eu știu, una alta, într-adevăr, cu niște chestii toxice. Plecați! Pentru că vă păcăliți dacă stați în această karmă. Plecați, acest 7 de spade puteți să fiți voi, să găsiți o strategie, cum să evadați din această karmă și mai degrabă cum să o tăiați. Și să mergeți către ce? Către împărăteasă, măi, către Venus, către abundență, către, da? Perechea voastră divină, feminină, eventual, da? E femeia divină. Varianta superioară. Adică să manifestați ce? Că Venus e dragoste adevărată. Pentru că aici nu este dragoste adevărată. Aici este karmă. Îndatoriri, responsabilități, obsesii, adicții, frici, pofte. Multe. Dar numai dragoste nu e. Deci evadați, eventual găsiți o strategie sau încercați să nu vă mai mințiți, pentru că aici este mincinosul, da? Și unor, repet, ne mințim, avem impresia că aici e dragoste. De fapt, dragostea va fi în momentul în care vă eliberați. Asta e dragoste. Asta e. Și nu întâmplător au venit cărțile invers, da? Dragostea adevărată a venit invers. Până nu iertați, nu vă descătușați, nu se va manifesta acest potențial, acest personaj, poate nici nu l-ați întâlnit încă, rămâne de văzut, da? Dar cu soarele, repet, da? Lăsați în urmă întunericul. Înțelegeți-vă lecția, că e eremitul. Înțelegeți-vă lecția și interesant că eremitul are numărul 9 și voi reprezentați casa a 9-a a spiritualității, da? Săgetător. Bă, uite ce a vrut să sară. Ia uite, ce-a sărit spânzuratul. Casa 12-a peștilor. Da, e drăguț că a venit, uite așa. Și asta înseamnă că dacă până acum ați stagnat, iar aici sunt niște legături, nu sunt lanțuri, este o așa zisă stagnare sau o suferință necesară ca să căpătați iluminarea. Da? Și faptul că a venit în poziția aceasta înseamnă că lucrurile se vor schimba. Eventual va veni inspirația, trăsnetul ăsta pe calea visurilor, prin rugăciune, prin meditație. Faptul că a venit așa înseamnă că se schimbă lucrurile. Că se schimbă lucrurile. Da? Săgetători. 2021. Soare, eventual, ia uite. Da? Asul de monede și 5 de cupe. Puteți să începeți ceva. Dacă renunțați la acele suferințe, la acele lacrimi, 4-5 de cupe, poate cineva o să vă ofere un job, dar mare grijă cum îl alegeți. Văd și contracte, văd și chestiuni legale cu regina de spade, văd și muncă, văd iar 4 de cupe, da? 4 de cupe, regrete, lacrimi, lacrimi. Însă... Orice pierdere, sau mai bine zis, orice sfârșit, reprezintă un nou început. Dacă pierdeți o relație cu niște prieteni, cu niște colegi, cu oameni din familia voastră, vor fi aceste două, sau acel suflet, da? Împreună sunteți doi. Da? E acel suflet pereche care stă nemanifestat, dar trebuie să renunțați la aceste lacrimi ca să se manifeste, ca să înseamnă pământul. Manifestare, realitate, să intrați în realitate. Săgetători, 2021. Ia uite. 5 de aer. E a doua oară când apare. 5 de aer. Regina de monede. Valetul de spade. 5 de spade, valetul de spade. Ianuarie, februarie, martie. Aprilie, frumos, în aprilie începe să vă conectați la această stea, să picurați în inima voastră, poate și postul pentru Paște vă va ajuta foarte mult, da, sunt convinsă. Imediat, aprilie, mai, iunie, frumos, iulie. Interesant că și Peștii a avut, dacă nu greșesc, Marea Preoteasă tot în iulie. Poate aveți acolo marcajul unii. Marcajul vostru, nu musai relații. Marea Preoteasă în iulie, august, septembrie, frumos. Acolo era lumea, aici este schimbarea norocului. Probabil că aveți voi marcaj acolo. Regina de bâte în noiembrie, 10 de monede. Eremitul, interesant, iar s-a oprit la asul de monede. Măi, trebuie să materializați ceva, dar trebuie să alegeți. Ce faceți? Alegeți puterea, alegeți aceste relații. Unii aveți într-adevăr să vă luptați cu soția, cu mama, cu soția copiilor voștri. E o luptă a egourilor, așa văd. Chiar dacă... Da, așa simt. Pentru că întâmplător aici, întâmplător sau neîntâmplător, acum nu mai văd semnul infinitului, văd 8. 8 și 8 este un număr karmic sau nu neapărat karmic, nu neapărat 8, vreau să zic. Este o repetare de situații, relații care se repetă, situații care se repetă, din care nu puteți ieși. Aici este lupta voastră cu cineva sau, da, cu blocajele. Și trebuie să alegeți manifestarea unei noi relații, unui nou job. Un job în care sunteți voi șefii voștri, nu lucrați pentru alții sau nu trebuie să fiți șantajați de sistem pentru a vă manifesta abundența. Unei noi case, trebuie să alegeți ceva. Dar trebuie să aveți putere ca să alegeți acest ceva. Și eventual trebuie să blocați oamenii care se impun. Poate aveți niște chestiuni legale, unii dintre voi de discutat. Posibil, pentru un copil. Poate, că am văzut valetul de bâte. Dar văd aici justiția și regele de spade și niște blocaje. Pot să fie niște chestiuni legate, legale, care țin de moștenire, de pământ, de garduri, nu garduri, vreau să zic, de... ce-mi scapă cuvântul, îngrădiri sau delimitări de teren, unii dintre voi, și aceste lucruri, da, aceste chestiuni să vă aducă oarecare abundență, da, și trebuie să vă luptați pentru această abundență. Și aici este doi de spade, să alegeți, să vă separați de cineva, unii dintre voi, ca să vă creați această abundență, înțelegeți? Așa simt. Vedeți și voi cum se va manifesta aceste mesaje. Pentru unii, într-adevăr, să apară cineva cu un marcaj puternic în semn de pământ, un personaj care să vă dea stabilitate. Există și varianta asta. Poate acest eremit să fie personajul, da, de pământ. Că văd că apare și în august, apare și în noiembrie, 4 și iau și în februarie, august, noiembrie. Regina, dar tot țin niște chestii care țin de familie. Îmi pare rău, de fapt nu pare rău. Niște chestii care țin de moștenire, de mamă, de principii, de casă. Vedeți și voi. Ok, în ianuarie. Iar argumente, discuții, strategii, cum să câștigați ceva. O să încerc să pun o clarificare, da? Cum să câștigați ceva. Voi și încă altă persoană. În februarie, accentul se pune nu atât de mult pe discuții cum au fost la începutul anului, da? Rămâne de văzut să... Confirmați. În februarie apare această energie pământeană, regina de monede, o persoană valoroasă, că sunteți voi, vă regăsiți valoarea, că este mama voastră, că este un personaj care vă inspiră și vă dă stabilitate. Iar este o vibrație frumoasă, înaltă, dar dorința voastră de a materializa acest as, da, abundența, împărăteasa și asul de monede, dorința voastră poate să fie. Dar probabil, eu așa simt, că nu este doar dorința voastră, pentru că o carte reprezintă mai mult decât o singură persoană, poate să fie și o persoană, repet, mama voastră, mama copiilor, o persoană care vă aduce stabilitate, iar cu o valoare specială. În martie aveți valetul de spade, o să-l clarific și pe acelea, niște discuții, iar poate chiar, nu neapărat spionaj, căutări pe internet, investigații, cum să găsiți eu știu ce răspunsuri. Da. Cum să găsiți niște răspunsuri. Poate să fie și un semn de aer pentru cineva care vă urmărește sau nu neapărat semn de aer, cineva care vă urmărește în martie, posibil. Vă dau mai multe variante și vedeți cu care rezonați. O să clarific. În aprilie apare această superbă stea, eu zic regăsirea credinței, a speranței, începe să vă vindecați de aceste dezamăgiri despre care am vorbit. Poate că cineva vă inspiră, stea e un personaj, poate să fie același personaj, da, care vă inspiră, regina de monede și steaua, posibil. Cineva la distanță, cineva care vorbește în public, să vă inspire într-un fel sau altul. Și, pe lângă faptul că e un personaj, nu musai vărsător, da? Oricine poate fi, este și dorința voastră de a vă vindeca, de a vă păstra credința. Asta dacă ați ascultat mesajul că trebuie să lăsați acele energii karmice și să vă puteți manifesta sufletul pereche și, sau flacăra geamului. În mai, pentru că începeți acest proces de vindecare, aveți puterea în mai să lăsați în urmă cupele goale, oamenii care nu v-au ajutat în transformarea voastră, pentru că mergeți de la 8 către 9. E călătoria voastră spirituală, emoțională. Poate faceți la luna plină, interesant, luna plină din mai, faceți niște eliberări și se simt mai intens, sau eliberările care le-ați făcut în ultimile luni se simt mai intens în mai. Asta pentru că, ce frumos, în mai, iunie, și e frumos că lăsați în urmă ce nu vă satisface, ce nu vă umple sufletul, și când lăsați în urmă, cum am zis mai devreme, când lăsați în urmă relațiile karmice, se manifestă sufletul pereche. Vă întâlniți în iulie, aproximativ, că o fi în iulie, că o fi în altă lună, dar în principiu cam asta e povestea. În iulie vă întâlniți acest suflet pereche, darmic, flacăra geamănă, nu musai din copilărie, poate să fie din altă viață. Cine o fi, ar trebui să clarific. Da? Se va produce, nu mergeți către 9, de fapt mergeți către 9, dar 9 ăsta se manifestă, că am vorbit de manifestare prin asul de monede, se manifestă, da, prin această întâlnire deosebită, da, plină de emoții și de recunoaștere sufletească. În iulie aveți această mare preoteasă, iar posibil să fie același personaj și marea preoteasă. Poate vă întâlniți să vă explice cineva niște chestii de astrologie sau eu știu ce, nu neapărat, am zis că așa am simțit. Așa, marea preoteasă, să zicem, ar mai fi și niște secrete. Ar mai fi intuiția voastră în momentul în care faceți eliberă și intuiția lucrează mai mult, în momentul în care vă vindecați și intuiția lucrează mai mult, da? Niște... O să clarific. Dacă ține de spiritualitate sau de altceva. Dar faptul că e sub stea, eu zic că e de bine. În august aveți 4 de monede. Cineva ține că sunteți voi, că e alt personaj din familia voastră, că e 4. E un personaj încăpățânat în august care se manifestă într-un fel. Poate și voi, dragii mei, poate nu doar altcineva, și voi trebuie să țineți de bani pentru că încep niște situații, să resimțim niște probleme financiare și trebuie să țineți de bani. Iar, posibil și asta, o să clarific. Dar trebuie să țineți de ceva. Puteți să țineți de aceste idei, de această întâlnire. Cineva ține la ceva. Repet, puteți să fiți voi care țineți la această nouă eliberare și nouă inspirație și nouă întâlnire, da? Sau poate să fie cineva care este între voi și această nouă întâlnire sau nou personaj, care tot ține și vă ține pe loc, vă ține de voi. Folosesc acest... Uite, m-am și repetat. Da, e o energie statică, materialistă, da? Seamănă oarecum cu 4, uite, chiar 4D, nu că seamănă, chiar e 4, dar aici e mult mai frumos reprezentat. E cineva cu care aveți o relație karmică, voi sau ei, e această relație karmică, care se va simți în august, tocmai pentru că e luna 8-a și trebuie să transformați, trebuie să schimbați, să ieșiți din aceste lanțuri, din această karmă, din această stagnare și să schimbați energia. Asta e Jupiterul vostru în septembrie. Roata norocului. Roata norocului. În momentul în care ieșiți din stagnarea voastră sau relațiile care vă țin pe loc, da? În septembrie, cine știe ce marcaje planetare vor fi de vă vor susține, acest Jupiter vă va aduce în octombrie, multă energie, pasiune, încredere în voi, șarm. Eventual, pe altcineva, că toți sunteți semn de foc, care vă seamănă, da? Această flacără geamănă, acest suflet darmic, da? Că tot am văzut și leu mai devreme, după călătoria spirituală. Cu fi leu, cu fi alt semn de foc sau cu marcaș puternic neapărat, eu așa simt. În noiembrie. Va fi multă pasiune, dorință de a manifesta creativitate, magie, căldură, tot ce mai exuberant. Și este, să zic, cam prima carte așa mai colorată, după o serie de cărți destul de... Mai e și Regina de monede, dar altfel e mai temperată. Probabil că unii dintre voi începe să aveți încredere, cei care nu aveți încredere că este această floare de soare, floarea soarelui, da? Începeți ego-ul vostru să lucreze într-un nou sens. Și iar, repet, o să clarific, în noiembrie se pun în discuție iar noțiuni legate de familie. Și văd că e pe verticală aceasta, așa s-a întâmplat, da? Mama, relația karmică, eliberarea, da? Pământ, apă, iar pământ, eliberarea de o familie, de o genetică terestră. Pentru că aveți aici o altă familie, dragii mei, sufletească, spirituală, care vă susține într-o nouă direcție. În ce direcție, dragii mei, vă susține? Înspre stea, uitați ce frumos! Aici este, aici este, vă susține înspre stea. E de fapt steaua care vă luminează, e același personaj într-o altă reprezentare, da? Dar ca să ajungeți, da, trebuie să vă ascultați intuiția, adică drop into your heart. Și trebuie să vă vindecați de niște discuții, scandaluri, argumente, concurență, invidioși, dușmani, pe care probabil unii dintre voi ați simțit foarte puternic în ianuarie sau în primele luni ale anului, da? Și în momentul în care ascultați și personajul care vă inspiră și steaua și destinul și planetele și tot, da? Începeți să prindeți încredere în voi și nu doar să vă atrageți eventual un alt personaj care seamănă cu voi, care vi se potrivește, nu? Care vă ține pe loc, da? Chiar dacă e din familie, că și familia ne poate ține pe loc. De ce credeți că mari oameni de spirit, da, nu au stat acasă? Pentru că n-au cum. Nu poți să manifesti nouă expansiunea stând în patru. Da? Stând pe loc, în relații karmice, în relații care se bazează doar pe responsabilități, pe avere, hai să facem bani, hai să avem grijă ce bunicul îi place bunicului, noua mea prietenă, lui trebuie să-i placă sau vouă? Voi trebuie să vă înțelegeți sau familia trebuie să o accepte? Interesant este că se termină totuși anul în acest eremit. Revin, o să clarific. Eremitul, probabil că lecția unora va mai continua. Dar, pentru că evident că lecțiile nu se termină. Cu cât mai trecem de o treaptă, mai vine încă o lecție și încă o lecție. Dar este nou, este exact casa noua și sub Jupiter. Eu zic că începe să simțiți lumina, că tot am văzut soarele. Mai ales după această întâlnire de destin, care se va produce în primăvară. În septembrie simțiți efectul, rezonanța acestei întâlniri și probabil că la sfârșitul anului s-ar putea interesa să și înțelegeți, pentru că eremitul înțelege, caută. Vă înțelegeți lecțiile prin care ați trecut, da? 8 de cupe, toate lanțurile și cătușele, da? Pe care le-ați experimentat. Înțelegeți niște lucruri. Hai să și clarificăm. Clarificăm, te rog frumos. 5 de spade pentru săgetători. 5 de spade pentru săgetători. Opa! Uite, 8 de bâte. Nu puteți să comunicați, să călătoriți? Unde s-a dus cealaltă carte? Ok. Ia, uite, da? Aici este. Cineva trebuie să judece, să gândească bine. Cineva vrea să renască și aici există niște argumente care vă țin pe loc. Aici iar vă reprezintă, 8 de bâte vă reprezintă pe voi, sunt săgețile lui Cupidon. Da? Pasiunea cu care trebuie să cătați, ce-mi place cuvântul ăsta, înspre cer, înspre stele, înspre soare. Da? Aici este. 8. Transformarea asta prin așa ceva se produce. Dar faptul că vine invers, da? Trebuie să judecați, să vă gândiți bine. Cum renașteți din această stagnare, din această... Poate cineva vă tot pune în strâmbe, ia uite, și moartea, să transformați ceva. Ia uite, soarele. Cavalerul de cupe și asul de cupe. În momentul, da, după stagnare, puteți să simțiți, de fapt, astea fiind efectele transformării. Efectele transformării vin. Asul de cupe, cavalerul de cupe și soarele. Vin. La un moment dat. Și aici este, nu-i mai ascultați pe cei în ianuarie, nu-i mai ascultați pe cei care vă programează, vă bagă strâmbe, vă bârfesc, pentru că văd și aici un valet de spade, da? Care au un mercur mai puțin evoluat, da? Sau un egoi, că e casa 5-a, poate să fie și cineva cu marcaj în semnul leului, de ce nu? Sau al marcaj, nu contează. Deci aceste discuții vă țin pe loc. Nu evoluați, mergeți în jos după cum vedeți. Aici trebuie să transformați, trebuie să călătoriți ca să renașteți. Da? Că și aici razele merg în sus, da? Și săgețile tot în sus. Trebuie să vă ascultați intuiția. Și probabil că de-abia în lunile următoare, că intuiția apare undeva în iulie. Steaua apare în mai, poate de Paști. Interesant. De Paști aveți o iluminare, o ceva. Și apoi mai aveți când va fi soarele în Rac. Niște înțelegeri, niște visuri. O să clarific. Ok. Ce este regina de monede? O, regina de monede, tău frumos. Justiția. Este mama voastră sau soția, mama copilor, e un copil, mama și justiția. Niște chestiuni legale, clar, nu are rost să intru mai mult în... Vor varia de la personaj la personaj. De la personaj la personaj. Poate că aveți 3 personaje care vă caută. Foc, aer, balanță și pământ. Dar nu m-aș limita doar la atâta ca și mesaj. Eu simt că este mama și copilul și niște chestiuni legale care se manifestă. Poate voi sunteți copiii, da, semnul de foc, și iar aveți niște procese legate, cum am zis mai devreme, cu cei din familia voastră, cu mama, cu neamurile, cu cineva, da? Variază, vedeți. Așa. Apropo de judecată, de stagnare, de discuțiile care au fost, poate sunt discuții în familie, iar variază. Da. Clarificăm valetul de spade. În martie. Încă mai suntem în martie, da? Valetul de spade în martie. Ia uite, îndrăgostiții. Că or fi cineva cu marcaj în gemen? Posibil. Poate că aveți de făcut o decizie importantă între un trecut și viitor, iar un personaj. Variază. Poate să fie și o colaborare. Interesant, pentru că n-aș vrea să limitez îndrăgostiții doar la atâta. Dacă e o chestie de afaceri, de contracte, poate să fie și un contract benefic, o colaborare. Da? Ați studiat cum să... manifestați ceva. Poate să fie o colaborare benefică cu cineva. Că asta reprezintă îndrăgostiții printre altele. Steaua, te rog frumos, ce reprezintă steaua pentru săgetători? Steaua sus răsare. Ia uite ce mulți sunteți. Nu, sunt prea multe. Am văzut leul, am văzut puterea. Eu cred că e o chestie de iluminare, de credință. Văd regina de spade, văd justiția. Poate iar e un contract care vi l-ați dorit, pentru că steaua reprezintă speranță, împlinirea, ceva pe care... Da. E un contract, unii dintre voi. Contract poate să fie și o vânzare-cumpărare, cum am făcut eu acum cu mașina, da? E o vânzare de ceva, cumpărare de ceva, că sunt contracte, iar variază și vă cumpărați ceva ce v-ați dorit foarte mult. Chiar dacă nu sunt modele să zic că se materializează, dar se semnează un contract. Eventual vă vindecați, dacă intrați pe un divorț, treceți printr-un divorț, dragii mei, da? Începeți să vă vindecați de acest divorț, de această vibrație destul de rece. Pentru unii, într-adevăr, întâlniți pe cineva cu marcaj în semnul gemenilor, care poate v-a urmărit o perioadă, poate voi ați urmărit, poate ați discutat, da? Și acest personaj, v-am dat și varianta, să nu sunt obligatorii toate, da? Vedeți care cum se manifestă la voi. Acest personaj să fie ce v-ați dorit, rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Dar, eu așa zic, că pot să fie și niște contracte, că asta înseamnă regina de spade, sau vă vindecați, pentru că, uite, da, vă bucurați după niște trădări, apropo de divorț, după o moarte. Moarte, da? Moartea, v-ați divorțat de ceva, v-ați transformat și acum vă bucurați de ceva. Bucurie, steaua, da? După divorț, după o problemă, ia uite, poate un doctor să vă aducă speranța, un avocat, o avocată, variază, vedeți unde vă găsiți. Clarificăm 8 de cupe, te rog frumos. 8 de cupe. Și, la cum e medicina în ziua de astăzi, aș tinde către altfel de medicină. Ia uite, 8 de cupe, mergeți către 9, dar încă nu e manifestat, e 9 invers. Da? Sunteți în transformare, plină transformare. Încă mai aveți ceva de lăsat în urmă, de-aia a zis că totuși e o vindecare. Totuși e o vindecare, încă mai aveți de lucrat până se manifestă 9. Dar e frumos că a fost clarificat cu 9, da? Că mergeți către... Ăsta e ce? Aia e al 9-lea. Vă doriți 9, dar e... Cum aici? Cum a venit și această carte? Dragostea adevărată, dar e nemanifestată. Și cum vine dragostea? Cum atrageți dragostea adevărată? Iubindu-vă pe voi, da? E un 9 nemanifestat. Poate unii vă eliberați de cineva cu marcaj, în semn de apă, marcaj. Poate vă eliberați de cineva care bea, are obiceiul să bea, să petreacă, poate prea egoist, pentru că 9 de cupe devine egoist, care se gândește doar la sine, da? Și vă eliberați de acest personaj, nu contează zodia, da? Iar o transformare, da? Clarificăm 6 de cupe, te rog frumos, arată bine așa, mai ales sub gemeni, sub îndrăgostiți, nu gemeni, musai, am zis și eu acum o aiureală, sub îndrăgostiți, că îndrăgostiți nu înseamnă musai, gemeni, măi. Uite, măi, ce interesant. Și am vrut să se arate și valetul de cupe. Măi, vă întâlniți cu cineva, aveți niște discuții, iar discuții emoționale și o luați de la zero și ați vrea să o luați de la zero, ați vrea să riscați, ați vrea să munciți, poate la loc de muncă al unuia dintre voi. E o stare euforică care vine și e normal, 6 de cupe, 10 de cupe, da? Vrei să riscați în această direcție. E o întâlnire deosebită. E o întâlnire deosebită. Aproximativ. Aproximativ. Sunt cărți frumoase. 8 înseamnă iar transformare. Puneți tot focul vostru ca să munciți în această întâlnire, în această relație, să manifestați acest nou început, acest zero, să-l transformați în 10 de cupe. Dacă vă eliberați de 8, de 9, ce frumos, 8, 9, 10. Da, da, da. Marea Preoteasă, vă rugăm frumos. Marea Preoteasă, clarificați. Marea Preoteasă, vă rugăm frumos. Marea Preoteasă pentru Săgetători. Cine este Marea Preoteasă în iulie? 3 de monede. Vreți să munciți. Poate în secret la un proiect. Poate apare un personaj. Există. acest personaj și vreți să munciți, am zis că apare 8, de că nu am atâtea cărți, dar nu le am în dublu exemplar. Aici apare 8, dorința voastră de a munci, de a transforma această euforie, acest ideal, această întâlnire de gradul cât vreți voi. Și 3 de monede și Marea Preoteasă. Ar fi un secret, un proiect secret, un job secret, pe care e bine să-l țineți o perioadă doar pentru voi, ca să nu vă mai lăsați influențați de energiile din trecut. Da? Poate să fie și o a treia persoană pentru unii, deși nu țin musai să scot acest lucru în evidență. Dar este o construcție frumoasă. Și eu cred că are legătură cu această întâlnire. Da, e bine să o țineți un pic în secret, pentru că oamenii de care vă eliberați s-ar putea să revină într-o formă sau alta energetică. Văd aici faetonul. Ia uite și asul de cupe. Iar dragostea asta care apare la un moment dat în primăvară-vară. Pasiune, dragoste, ia uite, regele de cupe. Și faetonul. Dorința, determinarea de a merge, faetonul a zis că merge către stea, către destinul vostru, către vindecarea voastră. Asul de cupe înseamnă și vindecare, nu doar nouă dragoste, dar să explorați lumea cu încă cineva care... Ia uite, ce sunt aici, măi. Mamă, ce aici. Văd multă pasiune, intoxicant de multă pasiune și emoții, dar văd și magicianul, văd și gemeni, văd și capricorn, văd și semn de apă și de foc, toate semnele posibile. Ați așteptat pe cineva sau cineva v-a așteptat și așteptarea asta v-a intoxicat și v-a crescut și dorința și sentimentele unuia față de celălalt. Dar nu știu de ce, puteți să-mi confirmați, pentru unii simt că ați avut o relație karmică, manipulatoare și toxică cu cineva marcaj în semn de apă. Nu toți cei care au marcaj în semn de apă sunt așa și nici o zodie nu... Știți, există și exemplare pozitive și exemplare negative în zodiile noastre. Așa simt pentru cineva, nu pentru toată lumea. Și, evident, nu generalizăm. Dar am zis și dorința voastră de a merge în această nouă direcție, în această nouă poveste emoțională. Simțiți că e destinul vostru acest personaj. Și da. Ia, 4 de monede. Ia uite, faetonul. Mai dăm o carte, 4 de monede. Determinarea voastră de a lăsa aceste energii care vă țin pe loc. 4 de monede poate să fie cineva care ține cu tot din adânsul să fie cu voi și totuși... Ia, mai dăm o carte. Ok. Ia uite, luna. Da, posibil e cineva cu marcaj în semnul racului, rac. Aveți în casa voastră cineva care ține, racii sunt posesivi, ăsta e adevărul, iar variază. Și poate să fie orice, și mamă, și tată, și unchi, și mătuși, și nepoți, și văieri, și... Da. Sănătate, Mona. Există niște confuzii emoționale. O frică. Cuiva e frică în august, cuiva e frică. Că ar putea... Ce interesant că la faeton... Faetonul ce înseamnă? Trăsurica. Trăsurica e trasă de... cai sau de acești sfinxi, da? Care într-un fel sau altul cu această roată reprezintă faetonul din multe puncte de vedere, asociez mult mai mult săgetătorului care trebuie să fie în mișcare, pentru că aici iar este o roată, da? Urmează septembrie o altă roată, roata norocului. Simt că este determinarea voastră să mergeți către destinul vostru Da? Și este frica cuiva că îi părăsiți. Vedeți? Poate să fie și frica voastră. Aoleu, aoleu, da, dacă plec din această relație karmică, ce o să mi se întâmple? Da, da, și totuși săgetătorii nu sunt chiar așa fricoși. Decât cine știe ce programări să fi suferit, dragi de voi, dacă aveți aceste... Se întâmplă să se manifeste frica și... Totuși săgetătorii sunt printre cei curajoși, da? Roata norocului, clarificăm, te rog frumos, roata norocului, da. Ia uite, măi, trebuie să, da, trebuie să puneți punct unei situații, este moartă. Și roata, schimbare de karmă, schimbare de vibrație, renaștere, schimbare de energie, mergeți înainte, gata, lăsați ce s-a dus, gata, nu mai poate fi salvat, da, cum tot ați încercat, poate și anul trecut, și anul ăsta la început, judecata, da? Tot ați încercat să vă împăcați, să discutați, să vă întoarceți, să renașteți, să vă... Da? Nu merge. Mergeți înainte. Așa simt cărțile. Aveți și steaua. Nu-i frumos? Ia uite ce decupe au venit la și clarificări. Probabil o căsătorie, o chestiune care ține de familie, de tradiții. Sunt. Clarificăm regina de bâte. Regina de bâte, octombrie, regina de bâte, cine este regina de bâte în... sunt multe, nu. Sunt două regine. Puteți să fiți voi regina de bâte în octombrie, octombrie-noiembrie, că văd și semne de apă, poate aveți iar un scorpion sau aveți marcaje în scorpion sau cineva cu marcaje în scorpion. Deci între voi și un semn de apă sunt multe lacrimi, e un râu de lacrimi, dar trebuie să învățați ce trebuie să învățați. A fost clarificat de 6 de spade. Ei sau voi sau cine o fi. Și nu zic zodie musai, marcaj. Că poate să fie semnul de apă regina de bâte, se vede, da? Oricând poate fi un semn de apă reprezentat de bâte, oricând, da? Și oricând poate să fie alt semn reprezentat de apă, da? De-aia zic, n-aș vrea să mă fixez pe zodii, totuși. Dar, în principiu, dacă sunt lacrimile, râul, da, de lacrimi care este între voi un semn de apă și un semn de foc, învățați să treceți peste acest râu. Aici aveți un pod, e un pic mai încolo, doar trebuie să ieșiți din lacrimi, voi sau ei. Probabil, repet, ei nu pot să treacă, le este teamă, cum am văzut la această lună, le este teamă. Dar asta e, trebuie să accepte. Care face primul pas, trebuie să meargă înspre soare, înspre, ia uite, 10 de cupe, locuri senine. Nu mai puteți să stați în această vibrație, în aceste lanțuri, în aceste lacrimi, spade și așa mai departe. Ce înseamnă să clarific? Ia uite ce frumos aici, ia uite, temperanța. E un turn pe care cineva nu vrea să-l accepte. O reconstrucție pe care cineva nu vrea să o manifeste. O separare. Cineva nu vrea să dea drumul la acest turn, la acest trăsnet, această trezire. Se minte. Ia uite, mincinosul, da? Și am zis că uneori ne mințim noi. Ne mințim și stăm pe loc în momentul în care ne mințim, da? Și turnul nu mai produce trezirea și separarea. Stăm și ținem, deci stă pe loc. Stă pe loc situația, gata, gata să explodeze. Și totuși trebuie vindecată. Temperanța, sunteți voi, săgetătorii unii care vreți să evoluați. Temperanța suntem toți. Suntem toți cei care vrem să ne echilibrăm emoțional, să ne eliberăm, cum am zis mai devreme, să ne vindecăm, cum am zis la stea, să ne conectăm la îngerii noștri, să intrăm în drop into your heart. Aici, în acest triunghi. E triunghi de foc. E Trinitatea. Tatăl, Duhul Sfânt și Iisus Hristos. Aici trebuie să lucrăm noi. Rugăciunea inimii, interesant. Sunt multe. Clarificăm 10 de monede. Iată, cavalerul de monede. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte, cavalerul de monede. Ok. E uite, împăratul. Împăratul. Poate unii dintre voi lăsați familia voastră sau ceva care ține de tradiție și începeți să vă construiți viața pe principiile voastre. Împăratul este cel mai liber. Restul sunt slujbașii. Da? Începeți să vă controlați viața. Poate unii dintre voi mergeți către cineva cu marcaj în semn de foc, perbec, dar nu obligatoriu. Da? În primul și în primul rând, începeți să vă construiți voi lumea voastră, moștenirea voastră, dar cu altcineva, alte principii. E construcția care se face încet, nu ușor, nu rapid, cu răbdare. Pentru unii, în momentul în care... Oh, da! Mi-aduc aminte că am văzut împărăteasa și acum apare împăratul, dar faptul că n-au venit unul lângă altul, iar este acest suflet pereche, flacără geamănă, da? Care încă e nemanifestat, trebuie să vă întâlniți, trebuie să intrați voi pe vibrația lor, dacă sunt, mai ales că sunteți totuși semne masculine, da? Săgetătorii se masculini. Trebuie să intrați pe vibrație de împărat ca să vă atrageți împărăteasa. Ia uite, să vă eliberați, trebuie să vă eliberați de ceva. Dureros. Să începeți o nouă lume, să alegeți, să vă construiți voi lumea voastră. Clarificăm eremitul pentru săgetători. Deci asta înseamnă, deci lăsați în urmă lacrimile, treceți podul ăsta și ia uite, cine e aici în castel? E împăratul. Aici este, împăratul e aici, nu e aici. Da? Și pentru asta trebuie să călătoriți, să treceți peste. Și ce mai înseamnă regina de cupe? Nu înseamnă musai că cineva în semn de apă, musai plânge. Este vindecarea voastră. Da? Vindecarea voastră, iertare, înseamnă iertare, că regina de cupe iartă. Iartă. Ce a fost, a fost. Gata. Trebuie să mă iert pe mine și să mă vindec, da? Ca să mă apropii de împărat. Și ce cum? Și iar văd altfel, ce frumos, 5, da? Lasă în urmă lacrimile, lasă în urmă triunghiurile, lasă în urmă acest rău, da? Trist, nămălos, și manifest măcar două variante feminine ca să-mi atrag varianta mea masculină. Și ce fac? Asta o variantă, da? Da? Două regine. A, aveți chiar 3, de fapt. Sunt 3 regine, da? A, 4! Aveți toate 4 reginele. Adică, într-un fel sau altul, energia feminină trebuie să se manifeste ca să vă atrageți bărbatul divin sau invers. Înțelegeți limbajul? E un limbaj mai special la tarot, da? Și ce aș mai fi vrut să mai zic? Am zis că trebuie să călătoriți către soare. Călătoriți, în primul rând, către această lume pe care, cum călătoriți cu răbdare, da? Vă detașați mental și începeți să puneți în practică această nouă lume. Eventual, renunțați ce frumos, moștenirile pământene și vă creați voi o lume divină, pentru că împăratul, dragii mei, nu e atât de materialist. Varianta lui superioară este... un personaj foarte treaz, spiritual, are o coroană, are coroana deschisă. Da, da? Că de-aia este bărbatul divin. E bărbatul divin și femeia divină. Clarificăm eremitul, te rog. Clarificăm eremitul. Wow, wow, wow. Da. Cavalerul de cupe și, băi, dar doi cavaleri. Și cavalerul de spade. Ha. Aveți ceva de vindecat în decembrie, probabil că vibrația de Crăciun vă va ajuta să înțelegeți niște lucruri. Să faceți lumină între două, ia uite, al treilea cavaler, între două tipologii de exprimare, Sau cavalerul de cupe, cel care vindecă, cavalerul de spade este cel care spune adevărul, care protejează varianta sa superioară, da? Dar protejează doar când își pune sabia în slujba luminii, a dreptății, ca și împăratul, cum am zis mai devreme. Împăratul poate fi materialist sau poate fi divin dacă își construiește noua lume pe principii divine, pe dreptate, justiție, cum am văzut-o, da? Mai devreme. Posibil să aveți două personaje în viața voastră în decembrie și va trebui să tăceți un pic ca să înțelegeți pe fiecare, pentru că amândouă se exprimă foarte diferit. Foarte diferit. Unul e mai sensibil, mai romantic, celălalt este mai direct și la obiect. Și atunci, posibil, unii dintre voi, am zis că sunt multe variante, să trebuiască să înțelegeți, să tăceți și să înțelegeți. Știți de ce zic de voi? Pentru că e totuși o bâtă și bâtele reprezintă semnele de foc. Ați putea să fiți foarte bine voi. Și voi care în varianta voastră superioară reprezentați temperanța, da? Temperanța. Un eremit este temperat, da? Clar că e temperat. Se abține de la comentarii ca să înțeleagă pe fiecare. Posibil unii, dacă alegeți să manifestați acest împărat, această împărăteasă, această dragoste, da? Acest suflet pereche, care au venit așa, aici este, trebuie să manifestați înțelepciune, iertare în fața cuiva care are tendința să vă mai rănească. Am văzut mai devreme 5 de spade. Cineva care are senzația că vă pierde și va dori să vină înspre voi. Ia zi și mie cine acesta. Da, pentru că trebuie să vă vindecați iar de niște confuzii. Măi, dar ce viață! Da, cam asta e. Când schimbi direcția, vor veni oameni să te caute, să te întrebe, să te instige. Și repet, această regină de cupe puteți să fiți voi vindecați, da? Plin de încredere și vindecați și hotărâți să mergeți în această direcție, înspre 10 de cupe, înspre o energie stabilă. Mai dăm o carte pentru decembrie. Mai dăm o carte pentru decembrie pentru săgetători. Te rog frumos, mai dăm o carte. Unul vine, altul pleacă. Mai dăm o carte pentru săgetători. Oho, ce-a sărit. Oh, ce frumos! Aici trebuie să faceți soare. Măi, e frumos. Trebuie să faceți soare. Eu așa zic, că o să aveți înțelegerea pe care o căutați de mai mult timp. Bucurie. Poate că aveți totuși pe cineva cu marcaj în semn de foc care se luptă pentru voi. Posibil vrea să vă impresioneze. Posibil. Dar mai presus de toate interpretările care sunt posibile din aceste cărți, eu zic că sfârșitul de an va duce, printre altele, da? De la din septembrie încoa, schimbare, transformare, da? Moarte, renaștere, am tot văzut așa, În anul care vine vă întâlniți cu un suflet foarte special, da? Se produce transformarea și schimbarea de energie la un moment dat. Aveți încredere, vă vindecați cu regina de cupe și aveți încredere în voi, nu unde e regina de bute, da? Încredere, bărbați, femei, ce sunteți, că puteți să vă construiți moștenirea voastră, o altă familie, o nouă familie, un nou, nu musa imperiu, că asta nu mai sunt vremuri pentru imperii, o nouă lume, după principiile noii lumii. Că acum nu mai ne coordonăm după vechea lume rămâne în lanțuri, să rămână în lanțuri cine vrea, voi trebuie să vă construiți noua lume și aici este soare, este trezirea, acel turn care nu s-a văzut mai devreme, sau s-a văzut, dar a venit invers, cineva care tot refuza trezirea sau refuza reconstrucția. Pentru că trei de monede și împăratul amândoi construiesc, uite și cavalerul de monede construiește. Trebuie să intrați în mișcare. Începutul anului arată oarecare stagnare din cauza unor lucruri, pe scurt, și de la o anumită întâlnire cu cineva, sau mai bine, nu. În momentul în care începeți eliberările și vindecările, se va produce o întâlnire cu cineva, o întâlnire specială, care vă va inspira și vă va ajuta să vă schimbați energia și apoi să manifestați ceva nou. Așa simt. Și atunci remitul să fie înțelegerea voastră a călătoriei spirituale, a lecțiilor, da? Și în momentul în care înțelegi, te bucuri, da? Te bucuri, că ăsta e soarele, de trezirea. Este copilul divin. Cam atât. Sper că v-a plăcut și vă rog, fiți flexibili pentru că, deși am încercat eu să clarific, n-am dat suficiente cărți pentru o singură lună. Sunteți mulți și energiile variază, evident. Poveștile variază, cam asta e. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați să vă pregătiți pentru această întâlnire. Vă pup, numai bine, ceau, ceau!